Heavy-le venim exact aici, da? Nu în altă parte. Bun, ăștia am spătați. Fugiți dacă e baia, da? Să vă zic, mediul ăsta o să-ți vii aici, ăsta ar fi în tur. Vedem ce facem, dăm și cu arte, că avem arte. Poate vine din nou dar mediul ăla agresiv. Avem un om minus pe TS. Cine? User joined. Bună întrebare, nu știu exact cine. Veni cineva. Eu, uite. Ah, ok. Bine. IRT? Da, este. Păi, unde e? N-am văzut. Rusica are ceva cu mine, bă. Nu. Ce s-a întâmplat? Ăștia sunt turcii care a pierdut primul. Dacă e să fac același lucru, poate reușiți cu grele să dați battle la direcția asta. User joined your channel. Dacă mai aveți oameni în pe canal sau în bătălie, scrieți-le să meargă pe a patra. Microphone muted. Nu, suntem 15. La noi nu e nimeni în plus. User left your deci, channel. Patru, pe dreapta mi-am mai întâi să dau spot la E7 și după aceea mă duc la A8. Vezi, dacă vrei să dai spot la A6. Vezi că aici a venit agresiv cu 50 B-uri și cu bacea. Vin agresiv și vor să te scoată, știi? Okay. Ideea e că vii aici, dacă vrei să vii, oricum o să vină și heavy-urile, dar ai grijă să nu mori, da? Ok. Da, dar risică. Heavy-urile o să și medile, da. Cred că cel mai bine de la F6 să facă dreapta rapid spre F7. Dacă se duce acolo unde e dat ping-ul, aici, moare. Eu de aici ultima oară am încercat și am fugit așa și am murit. Poate cel mai... Opa. Deci cel mai bine e să vii așa, man. Ok. Ăștia de aici nu mai pot să tragă. Da, e mai bun acum, că... ne zice tank. Acolo nu, dar ei vin aici și de aici îți dau și nu, aici nu, nu, data trecută aici au venit, man. Nu mă, deci eu tot ce să fac e să nu intru pe drum. Dacă am intrat pe drum să mor. Nu, nu, că nici eu n-am intrat pe drum. Vin heavy-urile, dar vin heavy-urile aici și dau jos battle-ul ăla. Chiar dacă el rămâne în jumate HP, noi dăm bat-ul ăsta jos și eventual și dăm 50 B-uri și avem 60 medii. O să fie nasol că ei își pun bat din prima întufă. Asta nu-i bai. Pe o parte și pe o parte ne punem noi bat rapid pe întufă. Dar bat-ul ăla cum stăte el atunci, ce mașină stă? La B4 sau unde a stat? Cred că la B4 poate sta aici, cred că dacă nu mă înșel, sau aici, nu? Nu, mai este o tufă la B4, dacă te uiți, este un drum un pic mai nu sus. Vă temeți, aici, probabil acolo. Nu o să pușăm acolo, aici, exact, la B unde zis el acum. O să pușăm aici, o să pușăm 1, 2, totuși. Vrei să rotești harta? Da, da. Vreau să-mi iau măsuri de pe caruțe, la început. Ma, dacă își bagă un light acolo la B4 în tufele alea acolo, te lipești de și nu-l vezi, așa bine stă ăla cu plasă pe el și cu ăla cu LT. Dar nicio problemă, avem heavy-uri aici, o să avem medii și dăm blind-uri până îl scoatem afară, frate. Oricum, boscheții ăștia ăștia de aici, ăștia și ăștia de aici, din zona asta, dacă nu mă știu. Care se poate sta și se mai poate sta aici și știu undeva aici sus, aici, la ăsta de sus. Da, 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 da. Haideți în meci. De acolo, de la A5, nu cred că spuneți. Microphone acolo muted. Mai mult pentru linia lui A7, A8, acolo să spuneți. Microphone activated. E, dar asta e direct pe teritoriu? Nu, nu. Ideea e că acolo fiu la... Nu, e pe teritoriu. La A7, A8, acolo trebuie doar asta un totul, fă să mă uit să nu pușeze ei pe linia lui ea, că în rest nu am ce să fac. Atât tot pot eu să fac la A7. Păi, da, pentru aia e... Să puși din timp. Tu fai bata din stânga. Cu găina înainte. Marius. Da. Atac. Huta. Găina înainte spre victorie. Ce-am zis? Bă, dar face ouă găina ta? Bă, cred că. Da, n-ai cătat-o de ouă? Eu zic că e curcan. Da, am ouă mereu în frigider, deci cred că se ouă pe acolo, știi. No, deci teoric facem așa cum am zis la început? Darius? Da. Zici și mie foarte ușor. Da. Da? Ok. Aici stă. Ok. Deci.
Cumva ce de fapt nu. Spot-ul pe centru, las-o, are grijă ce se întâmplă. Pe stânga. Da, mă. Că am pare să-mi dea spot pe oraș. Medile aici, da? Să vezi ceturi încoace. Ia uite-te un pic. Tu vrei să pe centru aici. Că trebuie take-o acum, nu? Pasiv, da, acolo. E prima stâncă, da. Da. Acum. Și aici așa ai poziție bună de da spot aici. Toată lumea aim aici și cu medile, face team încoace. Cu bat, tu vrei să spotezi și linia lui 1 în caz când iei prin groapă? Da, da, da. Dai o tură pe aici. O să vină pe centru, probabil. Da, da, fac același lucru. Ai grijă cu bat-o. Deja tankul, frate, în dreapta, acolo, în jos. Trebuie să dați în bat, dacă puteți. Ai baciat, baciat, baciat medile, baciat medile. Am râd eu. Bravo. Cu batul mă bag în tufă. Da, bagă-te în tufă, men, aici. Nu așa o zis de la început. Scuze dacă v-am rupt casa aia. Heavy-le, ne-l dăm un pic pe spate. Să nu ne luăm shot-ul din față, că avem medile aici, da? Care dau snipe. Lăsați-i să vină. Da. Așteptați un pic că avem și arti, da? Ai shot-uri cu arti. Eu am DP. Că-mi trebuie dacă ai shoot-uri. Am, plus să n-am. Ok. Sunt acolo toți. Au să te revei aici pe spate, aveți grijă. Cu linia lui 1 nu-i nimeni. Mă uită, bat chat, bat chat. Uită, mai merg un mediu rusesc aici, acum. Un mediu rusesc, atât. Au arti la A7, A8. Ok. Înseamnă că au liberă partea aia, în stânga. Bă, dar ajută bar. Mediu. Vai, mediu, de ce nu merge acolo? Sunt one shot. User left your channel. Rotesc în zona asta cu greu, să știi. Au luat zona asta așa. Medile. Toate, mergeți aici, acum. Eu. Medile, mergeți, 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 mergeți. Hai. Faceți-mi rămâi încă. Da, 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 țin zona asta. E greu să-i scoate de acolo. Nu e greu, nu e greu, mergeți acolo. Mă, așteptați ăștia doi și după aceea faceți push toți, patru și minați. Am dat ding în 50 play. Hai Shroim, trebuie să dai cu STRV-ul ăla. Suntem în cross aici, Darius, ne lăsa da, și de aici, dar nu aici, vreau aici. Shot-uri. Veniți mai încoace atunci, veniți aici unde sunt eu. Veniți mai în stânga, veniți am mai în stânga. Trebuie să scoatem aici, nu-i neapărat. Dați cu pacea tu jos, prima rând. Amigurile aici. Artere aici, homosexual. Ateți acolo la medii. Dar eu zic că vezi că plec party. Bateți la medii, nu? Ziceți-mi. Da, batem, cred că. Heavy-le, puneți presiune aici. Hai cu bacea, tu dă-i în ăsta. Vezi că aici este un STRV, nu te duce parte de parte, da? Ok, boss. Lasă-mă și cu ăsta, du-le. Are un STRV acolo. Ok, du-te, haide-le în spate la ăștia. Da, da, asta fac. Heavy-le, puneți presiune pe heavy-le lor. Brulin, sari înapoi, Brulin. 50 de euro, scapcă, medii. Deci belul s-au descărcat. Hai heavy-le, bateți conqueror-ul. Bateți conqueror, bateți conqueror. Bateți aici, bateți aici. Aștept brunim cu batul. Aici pe IS-7 și conqueror. Intrați peste incognito, fă dreapta, retiu, fă dreapta, bateți aici. Bateți acolo, hai mă. Asta facem. E un carc, e un carc. Bate shot-ul ăla la încă în carc. Oh, microphone muted. Ah, salut, Ken Simi. Pentru că am dat în heavy, man. Eu sunt mort. Ce pui mei nu merge, mă? Stai că încă nu-i pierdut tău. S-a stat prea mult în cross cu heavy. Încă 50 BO, 2 shot-uri, șoim. Încă nu-i pierdut tău, mai ține acolo, râtiu. Are cum se țină, frate.
Și mai stânga. Bate, bate. Hai Xiaomi, bate. Da, man, am văzut. Am văzut meciul. Mă uite ce pe... pe Garoin. Aș pula în ei de turci. Mamă, pe care o luăm acum? Cors. Bă, ce căcat, mă, nu înțeleg. Microphone activated. Păi a făcut același lucru, nu? Nu. Nu am cum să fac același lucru dacă n-am făcut altceva. Care intrăm acum, Darius? Băi, de unde ți-a luat de mergi acolo? Au ieșit 50 beurile la coz la casa acolo sus, plus 2 medii. Pe unde a trecut batul ăla. Și până am apucat să mă retrag, s-a descărcat în mine, 3 tanki. Samba, bă, ele. Morovanca? Bacea, 5000 damage. Toate 3, Morovanca. User joined your channel. Aș piciorul în capul lor. User joined your channel. Na, asta este. Pe care intrăm, Darius? Pe asta? Cu Malinov, cu asta? Sau? Hai, pe ultima. Hai, cool. Trut. A intrat asta. Intru și eu acum, Darius m-a spus. User joined your channel. Și tu vrei ordine? Tim? Și tu vrei arti? 8 arti? No. User joined your channel. Sau măcar vrei arti? 1, 2. Normalul care vrei arti. User joined your channel. Ăsta... User left your channel. Frate, ce cum picau bombele, frate, vineau pe rând, mă uitam cu artileria de sus, de cum picau 8 bombe de-a dat pe una pe altă. User joined your channel. Deci dă-ți seama că un baciat o iubește de altele, nu ca scoteziu, a tot șefile de la Arti, o zis că nu mi-o repar, că nu mai iau ori, o tras artilerele. După aia mai vin încă 7 bombe în cap la spatele s-a murit. Ce-o fi zis? Păi ăștia joacă cu două baciaturi. Știi, artilerie baciaturi, nu să... Dar e pe stream la Carolina. Ăștia care a jucat cu mine intrați. E pe stream la Carolina salvată. Ultima. Dar zic, vezi că e Morovanca, nu Malinovca. Ah, ba nu, Malinovca. Nu este Morovanca? Malinovca. Nu, e Malinovca, e Morovanca. Sunt Malinovca. Lasă-mi e Morovanca, Malinovca, Darius, și ia tu Morovanca. Da, hai să mergem la Morovanca. Care? La Viore, cu Veban. Da, mai e, om. Lasă-mi e trutuși. Vezi că mai ești cu RNGM. Tot Morovanca și aia, cu și skin. O luăm pe asta cu... pe bani. Bă, dar eu Sizilul Destroyer că eu nu mai fac, frate. Eu am jucat fără 3 jucători, frate. Am câștigat lupta, m-am luat 2 în viață, 3 de-a mei și 2 de-a lor. Și ai mei 3 erau, unul n-avea TS, unul stătea în bază și unul era coartă. User joined your channel. Deci eu am câștigat lupta acolo și mi-a rămas un 4 și mi-a bătut 3 tankuri. Că unul era AFK. No, bine, la tot așa înainte. La mai multe victorii. Da. Zici tankul vrei. Salut, dragă. Hai să ne mutăm de aici. Sau rămâi Darius să-ți faci tu sau cum? Intră pe Morovan. Păi eu rămân aici, ăsta e canalul. Bine, e canalul tău. Hai mai jos cei care sunt aici. Sau nu, mai sus pe team 3. User left your channel. User left your channel. Mai bine redemniți echipa fiecare cu numele strategului. Păi e. E trecută pe TS. User left your channel. Este trecută pe TS canalul Team 4 Darius XD. Ca să știi care. Mă referam la restul.
Hai, frate, mi-a băgat. Bun, vreau 47. Asta s-arti Darius. Cine lipsește de la mine? Darius, vreau să bag ISR 7, nu din 87, poți? Da. A plecat cineva? Nu știu, dar nu știu. Ia și bagă-l pe Red Bull, că nu știu cine e. Nu, Moca, câte puncte ai? Hai, mă uit imediat. Ce se întâmplă? Vă care intru? Aici e noi, Moca. Ești? Nomoca e pe locul 11, are 11.000 de puncte, e pe locul 4.999. Avem Dog, care era cu noi. Are bun man, nu-i după mine, can't see me. A venit. Zero parcă, nu? Ce? Zero aici. Nomoca, ești? Nu e aici. Nu e... Trebuie spate pe alt canal. Bagă-l pe Dog, mă, că a fost cu noi. Am fost la baie. Ai fost setup. Bun, deci 4 este 7 am, da? Da. Un STRV. 2 VZ-uri. Este un medii rusești cu 2 baturi. Ai 2 baturi. Captic, vrei să joci bat? Că joc eu medii rusești. Sau altcineva dacă vrei să joci. Ok. Lasă că joc eu tenga. Când erai cu artilerie? Da, bă, dar îți vrei arti? Te mai dirus ăștia. Păi nu știu câte sunt, ia numai le vezi. Da, fac art. De ce T92? Care vrei? Sunt echipele făcute de la fiecare cu treaba lui, te poți băga la Kansas City, știi cum zic? T92, te rog. Eram pe Konami, când eram pe Konami, nu vreau T92. Da, dar de ce un carc mai repede? Ia-ți Conker. Conker, ziceți voi? Pe încarcă cu vreo 5 secunde, 4 secunde mai repede. Ăla oricum carcă mai repede ca alea. T92. Și are și split. Ah, bine. Mai intrăm pe hartă sau ne... Microphone activated. Mai intrăm pe hartă sau ne spui din mers? Hai, veniți pe hartă să vă spun așa cât de cât. Ok. Da, așa, stai și să-i bag un încărcător pe bonduri. Nu-l băga pe bani. Da, de fapt, nu faci ce. 38 de secunde reload, hai de pula mea. Bun, deci un IS-7 să-mi vină aici, din prima, pentru spăt. De la alte 37, vă opriți casele astea, da? Nu mai departe de aici, da? Ca să vă puteți și întoarce. Cam așa ceva, de genul. Ceva de genul. Deci, nu înainte foarte departe, doar un IS-7 merge, da? Bun. Medii rusești. Unul cu view range nemare, bănuiesc, nu? Da, medii rusești. Darius, da. Da. Ești în baza 1. Baza 1? Rău, tot aceeași chestie. Deci, tot așa, la case de astea, nu vă duceți foarte departe, că e posibil să vă întorc, da? Medii rusești aici, da. Toate la snap, mai puțin unul care stă aici. Cele două VZ-uri care stau tot aici, da. Baceaturile am două, da. Un baceat vine la un spot pe centru pe care fuge. Celălalt bacea vine aici și ține spotul pe pădure, da? Doar vrei să stea la spot, nu înaintează, da, mai sus. Ok. În principal, ținem spotul aici, mediile rusești să fie în pot să tragă și aici și aici, da? Mediile rusești nu că îmi stau stăte pe linia roșie, că îi baie. Și în caz că ei vin pe aici, o să-i spătăm din timp. O să întoarcem IS-7-le aici, toate. O să întoarcem mediile rusești aici. Bacea tot fuge, se unește cu ăsta și poate bateți ceva pe aici împreună cu IS-7-le ăsta. Și cam atât. Foarte, la început stau pe la A5, așa se păcă. Mediile rusești venim aici pe... Foarte stai la început, da. Nu, man, te-au băgat în echipă și ai continuare la luptă, mergi mai departe, da, da, chiar știi cum zic? Adică mergi cu echipa ta mai departe, până pierzi teritoriul sau până îl câștigi. Păi vedem. Nu-i mai bună, mai slabă. Cu VZ-urile ne spotăm aici? Cu VZ-urile?
Da, puteți, o să fie sus. Ok. Aici cu doamna, împreună cu un mediu rusesc. Gustavul pe aici? Unde? Eu zbatu din dreapta, mă duc sus pe... Dau un spot pe mid acum, Darius din prima. Eu rămâi aici, cu buzeurile. Da, unde dai spot? Acolo, dreapta, aici, spotul ăsta. La mijloc, nu? Da, da, da. Ai grijă să nu mori, da? Și mă întorc după aia? Da, te întorci. Heavy-urile, astea două VZ-uri și mediul rusesc să-ți dea cover. IS-7-le 3 vă opriți aici la case și unul înaintează. Unul numai înaintează. Mediile v-ați suprit prea în spate. Deadline camper. User left your channel. Uite-o bat! Poți să vii un pic mai în față. Batu. VZ aici, VZ-uri aici. Ok, puși cu batul, puși cu batul, puși cu batul. Hai medile să ne întoarcem, medile ne întoarcem. Pacea tu împreună cu IS-7-le ăsta. IS-7-le, veniți aici. Jucăm aici, venim aici cu medile, da? Batul să te retragi. Stai puțin, atunci eu cu IS-7-le ne retragem sau doar din spotul eu aici? Cu IS-7-le, IS-7 rămâi. Bacea tu te duci și cu celălalt okay. Bacea tu vă duceți. STRV-ul vii încoace. Denis, vrei să te schimb? Da, așa că am și mult. Mă retrag și eu cu medium din vârful de alale. Hai că vine o să te, da, pot să te schimb. Au prea mult sniper sus, mă, că îl distruge pe de pe la Denis. Au sniper acolo. Da, Denis, nu știu dacă te pot. Da, nu mai sus. Da. Vrei să intru acolo cu IS-7? Dar uite în loc, nu mai ales. Uite câte acolo. Usă 13. Bun, fiți atenți. Înaintați cu heavy-urile aici, mediile o să înaintăm așa, să batem, da? Ăștia ignorăm. Aici what the fugiți. Fuck? Mai multe tankuri acolo, să știm, de câte alea spotate. Ok, ok. O să batem aici, da? Hai, mergeți, înaintați. A intrat ceva în 113? Da, da, ceva... Baturile, rămâne pe la spot pe aici sau merge cu mediile? Mediile. Nu, baturile fugiți de aici. Mediile, aici ajungeți sus, nu în altă parte, da? VZ-urile Darius. Intrăm peste mouse. Da. Eu cu IS-7. Nu vă opriți. Nu vă opriți. Dați bice, hai heavy-urile. Vezi și mi se ții cover de pe partea asta să nu vedem. Dați bice pe paton, nu vă opriți. Hai că ești oricum își întorc heavy-urile lor. Da, rămâneți un bat la spot, sper, bă. Eu rămâne în spate pe aici. Streveu. Mă bag la tuf în bază? Nu neapărat, da, poți să stai și acolo. Prind peste treveu, dacă îl țineți puta. Se întorc astea. A murit patonul ăla. Dar este treveu, e o bucată. Două maxim. Bun, hai să luăm aici, veniți și cu... Vedeți hai heavy-urile, fi... împingeți heavy-urile, împingeți. Artileria e lângă STRV-ul, ca okay, să știți. Ok, ok. Să scot eu. Grijă cum ieșiți ca și acolo. Mediile, de ce nu veniți aici lângă mine? Dar nu înțeleg de ce nu vin heavy-urile voastre mai repede. Eee, măcac, heavy-uri, dați snipe! Heavy-urile, dați snipe. Heavy-urile, agresiv! Ah, nu mai hai, army tank, frizerul! Haideți, băieți! E măcac. Hai, bateți aici, puteți să bateți aici. Mă, să-mi bat picioarele mele. Hai, bateți și vă băgați jos. E, nu e. Ce picioare este mult? Fratele meu! Asta este, frate, dacă nu vor... Ce nu e în regulă cu jocul ăsta, mă? De ce ne-am oprit cu mediile aici și n-am continuat aici, în capăt? Ca să murim. Și heavy-urile de ce n-am pușat? În pana mea! Nu s-o înșat? Amă că nu s-o referit la tine, Denis, acum... Ba, dar prin pe mine, mă, ești chiar. Aba, dacă vrei să-mi spui de pe acum să mor, puteai să spui că rămâneam acolo. Dar n-are nimic cu tine, Denis, Dumnezeule, cum te zic? Da, mă las. Dar nu s-a uitat la viața ta, Denis, de
Bă, nu, ce dracu avem, nu știu să mă dau. Cred că erai ultima persoană la care să referi. Dați-vă și voi cât HP au heavy-urile lor, fraților. Eu sunt full HP toate, frate. Aproape. Exact, eu nu înțeleg unde s-o tras cu heavy-urile noastre. Serios. Mai dai una tem, nu? O scoți? Nu îl scot. Îl las one shot în pana mea și vine boții peste mine. Ah, Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, ce joc de babuin. Băi, a toți pleacă încolo, frate, ești prost. Nu mai fac chestia asta. La somn. Noapte bună. Noapte bună. Hai, mai dai un spot-ul ăla, bro, din acolo. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Instantaneu, uite cum dau toți. Bate, bate. Capul ăla mi-a trage puțin cam. User left your channel. Microphone muted. Salut, Adivos. Băi, eu n-am câștigat un meci azi. Mai avem 14 la 11? Habar n-am. Crede-mă că nu mai mar niciun joc. Băi, băi, atâle. Aveți vreo 3. Fisherman's Abbey. Mereu s-am dat la... Ah, bă, nu. Mereu s-am dat la 113-174 damage. A bine că am dat 900 la STRV. Microphone activated. Și dracu se întâmplă azi, frate, nu câștigam niciun match. E așa la alte. Of. Ce se pierde așa, mă? Ce dracu se întâmplă? Ce eu nu facem bine, mă? Ceva nu facem bine. Așa e, mai pierzi, mai nu câștigi. User was moved user out of your channel. Băi, nu știu. Dar e ciudat. Următoarea la cât e? Să avem și zile proaste, frate. Ce dracu. Aduceți-vă aminte când Darius le câștiga pe bandă ambulantă și toată lumea vrea să fie acela Darius să închide. Și încă o să vrea, stai în asta. Păi da, normal. Dar nu e vorba unde se joci, mă, e vorba de cum se joacă, mă. A, m-am minus 10 poziții la clan, haide. Am pierdut 10 poziții cu clanul? Nu-i bine. Nu vreau în echipa asta pentru toate echipele. Tot clanul a primit. Te puteai și mai rău. Ce să putem mai rău? Sardă monitorul sau ce să mai... Dacă tu te câștiga, nu câștigi.
Să ne întreacă Quiet. Da, să-i săraci Quiet, că ei au altă treabă, hai zic cu alor. User left your channel. Bă, e pe 64, frate. User left your channel. User left your channel. Băi, băiatul. La cât? La 11 începe următoarea. Până atunci nu mai avem bătălii. Am de făcut o misiune cu 5.000 spot. Jur că nu reușesc să o fac. Alta dată fac câte 5.000 spot fără să vreau. Și mă chinul ea de câteva zile bune. User left your channel. Sound muted. Sound resumed. User left your channel.
User left your channel. Doamne, Dumnezeule. User left your channel. User joined your channel. Microphone muted. User left your channel. User left your channel. Am uitat că-s pe deal, băgam iar și piciorul să-mi bag. Mă gândeam cum să mă duc eu, să mă apropii de aia. Băi, dar ce seara de rahat, nimic, nimic n-a mers, frate, nimic n-a mers, începând de la random, când zbor-o în cap cu 15 HP, până la clan mort, m-am pierdut în seara asta, să-mi bag picioare. Sper că vouă vă merge mai. Ce-am făcut? Ce o misiune. User left your channel. O zi nasoală. Channel switch. Spoteze microphone activated. După aceea se locau, purceau harta înapoi cu partea altă, știi? Ce faci să zici? Eu știu, sorry, Broly. Știu că se face așa, dacă nu erau super heavy-urile astea. Da, și acum a apărut super heavy-urile, s-a schimbat. Nu poți să faci. Doar, nu știu, să-i prinzi tot acolo, știi? Cu VZ-ul și cu ăsta să-i prinzi acolo, ca să-i bați la DPM, dar în rest n-ai cum să-i bați. Dar a plăcut de el, că asta, la asta aveam să ajung, era fata, cum ați zis, ne-am prins undeva, că tu erai în bază, i-a urlat pe la, nu știu care, la care a urlat cu 970 intri în cap. Da, dar nu aveam cum eu cu 50, am încercat să intru și eu în cap, dar nu puteam să stau, că e soma mă găoaie. Uitam la, eram pățin, nu, purple era cu 970, așa. Am stat totul, am luat un shot, la ce pula mea să mai stau, stau ca boss, să fac 3 puncte de cap. Și mă duc să mă ascuns, sau nu știu. Da. Și el după aia a zis, bă, păi nu știu ce să mai fac, știi? Serios? Nici n-am mai... Da, fiind. Dar eu nu, eu, unul. Bine, acum vorbesc și mă revitează în pula mea. Eu aș fi lăsat doar un singur tank acolo să fac. Și restul le-aș fi retras și le-aș fi întors pe partea cealaltă prin spatele bazii. Mi-aș fi băgat type-urile astea. Type-urile alea care le-a lăsat el la snipe acolo, le-aș fi băgat jos, lângă AB, ca să le aducă aproape sub deal acolo. Mi-aș fi lăsat un bat, mi-aș fi retras în bază, în tufele alea din dreapta acolo, ca să-mi facă spot.
Și restul i-aș fi învârtit și i-aș fi luat partea aia la altă, dar na, acum nu... Nu, nu, l-au lăsat, l-au lăsat asta. E bine ce pot să zic. Faptul cu da. Campania continuare, că văd că... Ei, dacă eu spus lui Avatar să-l lase, care el o strategie bine și... Nici ăla nu s-o uita, să-l vrea să fac. Da. E bine. Păcat. Da, ți-am zis, opinia mea e să te duci în altă parte. Mai ce căuta aici. Da, mă, știi când? Hai să-ți dau și de ce rămân. Cu Avatar mă cunosc, suntem amândoi din Iași, mă cunosc personal. Asta știu, asta e... Și i-am promis că îl ajut, dar văd că el nu prea are timp de treaba asta, știi? Ca să fii comand, dar trebuie să fii activ, clar. Trebuie să fii activ, dar nu știu, i-am dat și lui un mesaj, numai că era la început, adică s-au făcut multe schimbări aici, știi, cu mulți player. Da. Era mai ok. Și sunt multe chestii pe care, na, eu, de exemplu, la SH mă treabă de ce nu vin. Eu le-am zis la început că nu o să intru într-un SH în care văd 400 de euro în echipă. Eu nu o să intru, e practic pierdere de timp. Eu nu vreau să joc să pierd. Eu nu văd rostul, n-am jucat și să pierd. Nu înțeleg, vrei să faci credit, vrei să faci la prea, nu joci nimic cu 4 scorpioane sau 2 scorpioane, 2 VZ-uri și hai să jucăm. Și eu, vrei să mă lași și singur, că dacă te duci am plecat și eu, nu mai stau. Da, stai, mă, că nu pierd nicăieri pe campanie. Văd ce o să fie după campanie. Nu, ideea este că eu am, făcând și implicându-mă foarte mult, mi s-a dus toată energia, înțelegi? Și într-un timp chiar am rămas eu și noroc că m-a ajutat Darius. Da. E greu. E greu în plan să te... să-ți foți capul în continuu, știi, cu tot felul. Normal, dacă ești în conducerea la clan, aia pățești. Ești făcut din toată direcția. Aia e, și ca, doar ca să fiu, zică, bă, executiv și doar așa cu numere, pula mea, eu n-am vrut, știi, am zis că mai bine nu accept funcția. Dacă vin să te ajut, te ajut din tot sufletul, cum s-a spus, știi? Nu că stau doar să fiu cu numere. Dar e greu, obosești. Am mai avut câțiva de ăștia. Eu nu știu ce așa, nu știu cum reziști tu. Eu l-am brazat. Bă, eu sunt foarte încăpățânat, înțelegi? Și merg, de multe ori e și prost, adică se poate pune și pe partea prostiei, știi? Că vezi că nu e ok și tot te încăpățânești, faci treabă și... Nu, aici, am dat un shot la mine, băgăm acolo. Bă, a fost o fază cu ăla, cu... Cum cheam, Tel Brasil sau ceva, dar a intrat pe... să juca cu Alor. Aaa, da. Mamă, deci mi-e sărit să-i vine nervii, știi, și apoi să mai fiu pe conducere pe ăla de am afară. Ăla-i tâmpit, frate, na. Ăla care a intrat și-a zis, băi, liniște, că vreau să zic ceva. În Clan Wars, eram în echipă, da. Da, pe unul, că... Hai bă, liniște că vreau să dăgă și zici, băi, liniște, tăcească că vreau să... Ce vrei mă, vezi că jucă în Clan Wars, vii pe echipa de Clan Wars și... Nu, deci eu luam, eu rasam la cauza să mă nervez de stau. Da, eu am încercat să fiu un pic și eu impulsiv, dar am încercat o să fiu mai cumpătaș, ca să nu iei decizii la nervi. Așa... Eu am vrut să ies din clan, cu un battle înainte. Două battle înainte, mă scuz. Și după ce am văzut la fel, aceleași căcaturi, am zis, nu, gata, pa. Nu mi se par normal, sincer, ce văd așa ceva. Și să ai așteptat să ajung în top 20, doamne. Eu l-o, vezi că da. Avem 3 simultane la un moment dat, va trebui să conduc ceva. O să conduc, man. User left your channel. Cal bătai, nu? Ia-ți, întreabă dacă au shell-uri acum, au bani să-și cumpere.
Cum, n-avea, de asta că eu n-am nici n-am observat. N-am observat, da, m-am și nu, că eram zi, mă uitam pe hartă, mă uitam în toate părțile, înțelegi? Era prea rapid a fost. Așa cum am jucat-o, cineva a scris pe chat că nu are hit-uri, mai are doar 20 de APCR-uri. De asta am zis că, pana mea, eu stau și pierd credite, bag full premium, mamă, full premium repairs, full tot, rații, tot ce se poate, bonduri. Dar și crezi că nu? Eu tot la fel joc bonduri cu tele. Da, da, știi, te enervezi că tu joci cu căcaturile astea, pierzi o grămadă bani. Știi, ai credit bonus zilnic în clan și tot n-ai bani. Lasă un pic, lasă. Zici că cumpără 3 tankuri pe zi, știi, de pierde aici. Da, da, nu știu ce joacă, da. Aia, zic, tu tragi aiurea, opinia mea, nu știu, pe campanie mi-aș lua pauză, nu putea scoate. Da, pe o să văd, fac, oricum zic sărbătorile. Păi vin sărbătorile, vin astea, e mai bine, vacanță. User joined your channel. Ce n-am văzut? Dar la cât apar alea oare? 3 minute apar? Pula mea. E grele, Iolo. Băi, da, un meci, n-am câștigat, dar tot am jucat tot. Eu am câștigat unul care am avut timp cât de cât să-l așez, dar bine, și pe ăla l-am așezat de mers, știi? Da. Nu știu, se pare că am luat teritoriu acolo, cu Vivi. Unde? Pe căcatul ăla, că am luat, că am cu hedurile la bază. Nu, nu știu, sincer. Se pare că am luat teritoriu, cred, nu știu. E în COVID. Dar citești pe ramă așa ieșit. Da. Nu e normal să fii în cam. Dacă prindeai lucrurile care am avut azi, da, nu era normal. Sunt sigur că majoritatea s-ați fi ieșit din cam. Dacă observați, am observat și așa, adică, cu capul ăla. Da, e într-adevăr, aici ai dreptate. Că... Să ai 3 lupte, nu, 3, 4 sau nu știu, toate luptele au fost complete la vreo. Luptă în care trebuie să-i sinucizi e o luptă în plus, pentru că conducerea e foarte bună. După să vezi pe clan chat, drama că n-au puncte și sunt 1000, sunt 1000. După să vezi pe battle chat, că n-are hituri, că nu mai avea bandă hituri. Și are doar 20 de APCR-uri, deja avea full ammunition, avea doar 20 de APCR-uri. După să vezi, Yolo spune pe microfon, Erau împărțiți pe două tabere, știi, unul la jumătate, unul pe partea stângă, unul era pe partea dreaptă. El spune, VZ-urile în față, mediile la snipe, a început. VZ-ul, un VZ făcea snipe, ăla s-a în fază singur. Dar nici nu mai știu cine era, stai un pic. În fine, după ce vedem harta cum se desfășoară, heavy-urile în jumătate, mediile pe stânga, noi eram pus pe dreapta, eu mă duc în față că am zis că hai, poate observă și lumea, că dacă aia zis părțit, face și noi push. Eu l-am spune și el, hai faceți push. După 20 secunde, mediile fac cele push, eram singur. Da. E bine, cum să nu. E excelent. Adică o zi normală. E o zi, nu, dar așa au fost după 2-3 zile, știi, adică căcaturile astea. Nu 2-3, dar s-a de multe ori, când zici puși... A, îți spun și eu era, păi era de două, că s-a stăt în spate. Și nu, deci nu m-am supărat pe chestiile astea, știi, că, na, pui mei, nu e... Se întâmplă asta și în clan normal, deci nu e problemă, dar... E nesimțire, știi, adică îi vezi pe chat, continui. Mamă, ce luptă, am avut 6.000 de vegi, incredibil. Bă, nu știu, dacă mă crezi, câteodată mai făceam, de când puneau așa, că au luat un as, că pula mea, eu le puneam că mi-a reparat tancul, că căcatul de asta. Ce pula mea ia lumea așa, frate, ce ai luat? Dacă ești, îmi iei de alea, că ai făcut 10 kg, 11 kg la 3 metri, mă rog, în fine, sunt multe chestii care tranjează așa, adică îi vezi mereu că... Man, pui prea mult la suflet, pui... Nu, dar te... Dar sunt chestii minuscule care în timp se adună, știi, sunt așa, știi, căcatul de-astea care te demarci. De exemplu, ieri cu Silence am jucat și e unul din clan, Sergiu, cred că-l chiar, nu? Da, cu Bata jucat, nu? Da, nu știu, nu știu, dar nu știu, a jucat într-un random, a dat Silence de el și a zis Silence că nebunise și el, a avut seama și la din clan doar când l-a văzut. Urla pe random chat
Și ăsta se numește un Hemi sau ceva, în primul minut. Ăsta se numește Sauron la toți, că se numește de proști, că sunt niște alea, știi? Și pe așa de seama, se alea zic, e din față, știi, ele, știi? Și un vouz așa, așa, cu gura mare, nu? Reroller. Da, e... Haideți, cred că e like pe mine. Da, bine, astea sunt problemele mele, eu mereu mă nefăc cu fața de astea în mersul. Da, nu rezist în... Hai că mă duc să întreba cu Fisherman Bay ăsta. Cred că e al nostru. E defense. Care al vostru? Hai, cobor eu. Care al vostru cu aia? Nu știu, parcă să... Toată s-a locuit. Dar ce pula mea e numai Pife, liderul suprem în clanul ăsta, numai el joacă. Păi și eu vreau să joc, frate. El o câștiga mai des. Păi, bravo, foarte bine, dau mele să le câștige pe toate. Iolo, e Fisherman? Opa. Dar nu știu cu ei, că m-am înțeles că e al ăla, e DPS, joacă și în asta, joacă și în aia. Hai că mă duc mai jos. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Băi, joc ca un babuin în nu știu ce zi, băi, nimic n-a mers asta, zici că... S-a? Man, dar nu reușesc să dau un damage, nu zic, nici, mă, o leu ce zi de rahat, până că a pierdut toate meciurile, toate. Alea două care le-am jucat la Clowers, sau câte am jucat, două, trei, nu mai știu câte am jucat. Le-am pierdut alea, oribil, niște, nu știu, noi superioritate 10 la 4 și ne bate, a început doar eu să dispere, cred că și-o smuls părul din cap, nu înțelegea, puși cu VZ-urile și medile pușau VZ-urile astea la snipe. Deci cum, pe, cum? Nu, ți-am mai zis, am zis la toți, sunt de reroller. Am spus la avatar de la început să ai de grijă cu ăștia. E grele. E de la chestia, de random. E random, știi cum îți dai seama dacă un jucător e bun și asta am observat de multe. Dacă joacă cu medile, uite-te la enemy vehicle spotted. Dacă el are sub 1.5 sau 1, e puțin mai pasiv decât trebuie, la reroller mă refer, nu la oamenii în general, că sunt oamenii care au vechi și știi, la început joci mai prost, dar la reroller. Dacă are sub 1 spotted enemy vehicles pe orice tank, camper, clar. Camper obosit, care rezistă doar pentru damage. Camper maxim. Assist, la fel să te uiți, la melee trebuie să ai destul de mult, pentru că dai track-uri, dai spotting, dai o grămadă. Hai să mă uit la mine, că-s curios, ce assist am eu cu mediile, cu... unde văd chestia asta, la... Poftim? Unde pot eu să văd la statistică, nu? Când la statistici, la vehicles. Fiecare tank în parte are cum joci, știi? Vehicles, ia să vedem. Survival, assist, tot, știi? Adică, nu sunt niște chestii. Sunt unele tankuri, într-adevăr, necesită de, să fie mai defensive, dar dacă joci cu tankuri... Te pătești 62, 1.68 spotted, enemy destroyed, 1.31. Pe 140, 151 spotted, ia să vedem pe bachat 167, ce mai merge? 121, 131, STB 1.5, TVP 1.58, E50 am 1.61. Deci nu joc pasiv. Pe asta zic, știi, adică când ai peste un anumit punctaj, e bine. Dar sunt, destui în clan, așa ceva. Încă eu joc prea agresiv, că eu mă prea bag între ei ca bou. Dar e imposibil să joci pasiv cu rusește, știi, cu mediile. Decât dacă e, nu știu, meciul lui Papuc, în care chiar trebuie să faci cam. Ia să vedeți niște bătălii, poate prin opa, că a apărut Pif, sigur n-am loc. Echipa lui, mă, nu, a plecat. Opa, poate am noroc și prind o bătălie. Ce loc ești în... Pe ce? Bă, în campanie, ce loc ești? A, nu știu, 2000 ceva, nu știu, 3000, 2500. Cred că am coborât, cred că sub 4000. Mă, să iau. Am un echipă de-asta, mușcam în 12, 13. Da. Fisherman's Bay. Ești în cea echipă acum? Nu, eu am ieșit din clan acum, de acum ceva timp. Păi de ce ai, de la cât te-ai enervat de la fazele alea? Da, câte n-au fost, întâi erau, s-au alternat, m-am născut de sărită.
măcar stai până ții tankul, man. Sincer, nici n-aveam, nu eram cu tankul, eu aveam camuflajul ăla, aveam, da. N-am mai rezistat, nu rezist, la planuri, la asta nu rezist. Prin stres, nu. Mai găsești în fiecare echipă câte unul care știe mai multe decât toți. Dacă făceam așa, sau dacă făceam așa, era mai bine. Da. Trebuie să văd unde e Olo, poate mă bagă și mi-e să joc un match. Dacă nu, mă bag și mai joc niște random. A, nu, care echipă eu deja n-am în arăsta. Da. Nu e bun. Deosebit. Și din nou este una în plus a patra care va trebui să o trântim. Și bun pare că acolo o să-mi găsesc locul la trântit. La fake, sau cum zic ei. Sunt 4 acum și n-avem oameni de 4 în același timp. A, și a fost 5 mai devreme și a trebuit să intru ca să mă sinucid. Dar nu știu cum le socotesc, cum le calculează așa. E destroyer marele. Da, dar nu-i prima, că de multe ori, seara-seara trebuie să facem multe un fake de-astea, câte o da, chestie. Da, fiecare dată se întâmplă așa. Da, mi s-a luat, spausă. Hey, wake up! Hai să-ți frezi nervii ăla, intri într-una, ieși din alta, nu o să-ți fie tactica, nu o să-ți fie nimic, nu știu ce echipă, intri. Ești. Organizare foarte bună. Toate clanurile bune își păstrează 3 echipe și rotesc pe jucătorii în așa fel să aibă lupte ca să poată să câștige, să aibă timp, să le dea. User joined your channel. Ce mai jucați acolo dacă aveți echipe? Gata. Băgați-vă acolo, jucați. Mă bag să rog niște random. You were moved. User joined your channel. Haide, nu te-am tras. Unde? Dar pe ce? Unde? Fisherman Bay, pe Zagreb. Pe Zagreb, Fisherman's Bay. Era plină, că am fost aici deja. A treia, dar n-aveai tank nici băgat, eu nu mă uitam la nume sau la de-astea, eu mă uitam la tank-ul. Rămâi dator, ți-am lăsat locul. Da, o să te trec păcăt, că hai, am multe datorii de dat. Ce aveai, Medrusesc, nu? Stai așa. Da, Viper, da. Medrusesc, bun, bagă Medrusesc. Stai să-mi număr un pic setup-ul. Iese de la număr. Nu e așa. Haideți un pic pe hartă. Sunteți. Okay. Sunteți băieți? Da. Asta din descriere, da? Chiar 20. Mai mulți. Bun, o să fim pe bază. O să fim baza pe baza 1, da? Bun. Se trebuie un vie aici, da? Șoimi. Nu vreau să mor. Eu am mai făcut odată un defense și mi-am murit se trebuie din prima, da? Și hai ca să ți explic. La piatra aici. Ai înțeles? Aici la piatra stătea. Nu, eu te-aș sfătui în primul shot ori în vie aici. Lângă casa asta, lângă eu, care nu se strică și are o tufă foarte mare, da? O să-mi dai în prima fază, să-mi dai aici. După aia, dacă e, o să vezi, poți să te muți aici, depinde dacă am luat linia asta, da? Da. Poți să te muți aici, poți să te muți mai așa, numai încât să te relochezi, să nu fii spotat și să-mi dai shot-uri. Bun? Bun. Un bat, îl vreau din prima pasivă aici. Acum, nu știu, ori eu, ori tu, tank. Care uh-huh, okay. Alt, îl vreau, îmi pleacă ca din pușcă și îmi face spot aici și îmi joacă agresiv pe zona asta ca să dea impresia că el spotează, da? Aici. Da, am înțeles. Vezi că aici. Bun. Man, fap heavy.
heavy-urile. Când vreau să-mi luați linia 1, da? Cu mouse îmi pleci așa, da? Și celelalte heavy-uri. Îmi urcați pe aici, pe sus și pe aici am venit. Să nu vă prind pe aici. Dacă v-am prins pe aici și v-ați luat-o, altă dată nu mai joc cu voi. Niciodată. Mai am băieți care le-am zis chestia asta și n-au făcut, au făcut exact invers și nu mai joc cu ei. Că na. Aia e. Bun. Heavy-urile îmi luați așa. Bun. Vreau. Escanker. Am Escanker? Da, da. Escanker o să-mi joci din zona asta aici, da? Ai hold-down-ul ăsta aici, unde poți să ieși pe, după piatra asta să-mi dai shot-uri aici, shot-uri aici, da? Îmi joci safe aici. Bun. Un VZ îl vreau aici, la piatră. Celelalte trei le vreau aici, da? Sau, nu, două VZ-uri aici și un VZ la piatra asta aici, pe mijloc, da? Mouse-ul o iei tăca, dacă și mi-ajunge aici la piatră, da? Cu celelalte două VZ-uri. Bun, medile, vă puneți în primă fază, îmi rămâneți unul aici, pui mei, vă împărțiți pe aici vreo două, trei, vă împărțiți încât să aveți shoturi pe zonă, da? În primă instanță ne pregătim pentru, o să veniți cu medile în capăt aici, să ne pregătim pentru pușul lor pe linia, pe linia lui 1, da? Ca să avem shoturi. Și după aia vedem. Da, auzi, cu medile cum venim? Ca și cu mouse-ul tăca. Cu medile îmi veniți aici din primul. Nu mă, veniți aici, tăca. Nu, tăca. Da? Vreau, tu ești cu mouse-ul? Da. Bun. Să ai extintor? Am. Bun, ai optic pe el? Am optic, am și din ăla de arti. Ok. Și vreau să-mi ajungi aici la... Da, mă duc așa pe lângă zidul. Pentru că tu ești de Manglia la acolo. Am înțeles. Înțeles? De. Că și când ai la știu că tu ești ăla, peștișorul ăla. Deci am înțeles tot ce facem, da? Yes. Câte puncte am luat? 6.000. Vedem la 322. Hai să câștigăm și după aia. Cred că meciul ăsta nu se ia niciun punct pentru un jucător, doar pentru clan. Da, foarte bine. Da, așa am destule, cam 15.000, ce drag să fac o tăție de alea drag. Microphone muted. S-a descurcat telefonul Iolo. Sau tabletă. Nokia. 1100. Microphone activated. E cam o presimțire bună că asta cu tâca cred că o să meargă. Iar am pierdut cu turcii aia din Alie sau cum îi cheamă? Nu știu, frate, nu știu cum pula mea pierde ăștia cu frunții de aia. Ce? De 3 ori? Nu au jucat asta cu ei în pula mea și i-am bătut, eu nu înțeleg. Eu nu-mi iau niciodată landing-uri sau lupte de la început, că pula mea sunt consacrații strategi. Eu trebuie să iau cârpieni în pula mea să văd ce pot să fac. Ești comandant, cum îți spun alții ce-ți vrei să iei tu? Nu, dar nu-mi place să mă bat eu cu... Oricum, Iolo, dăm voi să spun, ai cea mai tare strategie, că n-am... Deci, cu tâca ești unic, nu... N-ai. Când pui tâca în joc, câștigă. Bun, da? Unde ești? Celălalt bat, nu știu unde ești. Dreapta, cred că sunt tata mult. Ok, ești tu activul, da? Da. Okay. Ești activ. Activ și după aceea devin pasiv. Ei, la buțile astea, la chem. Poate un medium să mă împingă și pe mine peste deal. Da, Carolin, ajută-l pe... ajută Arti. Mă pun la dâmbul ăla.
Bă, că m-au spurtat fuckerul ăla. Ești mare. Mă duc până în capăt cu VZ-ul? Două VZ-uri am să ajung aici. Primele două pleacă tare, da? Mersi. Al treilea îmi vine aici, la piatra din Mir. Și ultimul îmi rămâne la piatra aici, cu Escancăru, da? Escancăru în cooldown și ceilalți. Ce am aici, Mouse? Ce am aici, Escancăru, ok? Aici ce mai am? Ok, ok. Hai că pot, da acolo. Bun, uite, bat. Scuze, tank. Nu, nu, e ok. Nu, ți-am dărâmat casa și l-ai văzut pe ăla și era să ți iei bucat. Nu e aici nimic la VZ-ul. Și nilat ăla, și nilat. Dat-o, ăla cu 2400. Nu, ăla, tu scuze, și eu 2400, vorbesc prostit. Ai intrat pe blind ceva? Da, a intrat, 355. Tangus, dacă îți dai copaci, e bine acolo, poți stai să-i spotezi, frate. Știți ce, mai dați un pic în casele alea care se rup. Am intrat, avem, am 2600 până acum. Bravo. Ok, artileria face counter. Au și arti, să știți. Ce nu știu. S-au relocat aici toate tankurile, să știi, Iolo, de acum. Ok. Hai, Mausu, du-te. Păi bine. Tăca. Am băgat preon în pâine. Babuinu, baciat? Are trac? Da. Ah, s-a reparat. Eu îl văd, dar... Da. Dar na. Vezi că am căre? Microphone muted. Microphone activated. Bato, am o spotează. Deci ce am văzut? Dar e bine că îl ții spotat acolo, Didude, sau Reflex, cine e? Nu pot să dau unele două heavy. A tras Ardi. Vreau mediu aici. Mediu rusesc aici. Uite, mediu rusesc. Nu nimic, tu fă spot, tu nu trebuie să te bați. Bun. Hai, 508 ați dat. Să-mi arăt, să mă las spotat cu mouse-ul? M-a dat shot. A, pe te-ai băgat în tufa aia basic. Încearcă să te retragi de acolo. Nu mai are cum, cred. Na, trage pe lângă mine, gata. Sunt basic, dar nu-s lângă piatră, sunt la mijloc cumva. Da, îți mai dă cu artileria, nu știu bani. VZ-urile, a, așa, e bun acolo. Bă, ce și nu mă spotat, treci de bun. Văd că întorc Conker, de înapoi. Dar eu l-am văzut pe el. Ok, rămâne doar mouse-ul aici. Și încă trage. 6-2 VZ-uri, voi rămâneți așa, da? O bat, dacă îți mai dai un spot pe Conker așa. Dar nu fac nimic, că el ies. El îți dau după casă, iar ies. Vine și-mi place. Da, shot, shockish. Să fiți atenți că aici o să-mi vină un bat Iolo, dar eu nu cred că o să-l scotesc, o să-mi vină cu piatra în față. Dar mi-o dat fătui morții mamelui eu. Trage pe lângă mine. Eu aș zice să fugi acum, o iei. Spun short, mă, smash. Da, ai putea să scapi. Cearcă să fugi, mă duc eu în locul tău la piatră dacă vrei eu loc. Nu scapă de acolo, niciun nu scapă, mai bine stă acolo că ține mai mult spotat, e ok. Am scăpat. Acum rămâi pe acolo. Stai pe piatră un pic. Mai sunt tufe doar pe acolo. Și apoi te retragi. Nu. Ah, bun. Dar tot are 7 skill-uri pe... Stau. Numai că... Acum aici e problema. Păi nu, că îi vede. Nu prea. Îi vede și dacă pasă cu iasă aici... Îi vede numai dacă o iasă aici. Nu se mai văd dacă vin pe aici. Îi văd eu acolo. Mi-a luat spăta aici. Ok. Atunci fac eu. Dar nici pe ăștia nu-i văd.
Stai mă, că ăsta YOLO, ei s-au relocat cu cancherele pe aici și vor să pușeze aici. Da, așa un pic, că mai scot eu capăt, băieți, băieți, stileți aici. Uite batul, uite batul. Căcat, n-am nimerit. Bă, zice, m-o spota și pe... Da, m-o spota și-mi dă ălea din spate de acolo. Dă-te jos, bagă-te jos, bagă-te jos, lângă dună. A, ratat. Hai băi, trebuie să dați cu damage acolo în fraierii aia. Dar țineți de viață, nu mai. Păi da mă, dar nu vrem să ne murim, să murim spotter, eu tras artileria, by the way. Ok, stai, nu te mai spota, ta. Nu, nu mai pot să mă spotez. Am băgat un boschet însă, uite ăștia. What? Te-a spotat? Da mă, m-a spotat, mă, ești nebun. Bagă-te înapoi în bușul ăla. Nu jos. Mai pot să mă bag acolo înapoi. Pull down ăla acolo. Mi-e frică de boss ăia din spate, partea cealaltă. Mă, să nu vii pe lângă mine, să nu mă arăt pe unde. Uite, am mediu, 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 mediu. Am văzut. Mediu. Băieții din bază. Arti. Mai am 17 secunde. S-a anunțat și voi dacă trage Arti. Nu tras acum, la nor. Dar super cum. Mai am 7, dar nu o să mai spotez. De aici, aveți shot-uri aici? Aici nu, aici îmi faceți doar un spot, așa că te unul nu ieși să vă pierdeți HP, vă rog eu. Da? Noi stăm bine la HP aici. Super cancer. Pe partea de sus și îmi dai aici shot. Da, da. Ai nimerit. Șenilă cancerer cu ăla, ăla așa. Bun, bun, hai la super cancer, la super cancer, încă, încă, încă. Hai băi, da, bacet, 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 700. Hai, super cancer, încă una, încă una. Încă una. Super cancer tracat. S-a retras. Da, s-a relocat deja un pic în spate. Hai că-i dă arte la cancerul ăla. Dacă îndermați aia, mersi, da. Strag blind? Da, mă, dă-i, că s-a stat deja. Bravo. Bravo, mă. Ce pizdeală e de frumos. Dracu să-i ducă pe toți. Puh, neamul lor. Aici au plecat ăștia. Unde? Nu mai ies obișnurile alea. Nu-mi ieșiți aici să vă bateți. Stați full down, nu treceți de piatră. Nu-mi treceți de piatră, da? Dați-vă înapoi. Și lăsați mouse-ul să-și facă numărul. Deci înțelegeți că fiecare shot care l-ați primit și nu ați dat nimica, e plus. Nu se încadrează în strategia tăcă-tăcă. Tăcă-tăcă. De asta mi-am dus mouse acolo. Să-i văd cum vine. Nu, ei se regrupează, mai au 6 minute, se regrupează și vin toți pe undeva. Foarte bine, să vină, pe unde or să vină? Nu știu, pe vedem. Pe partea dreaptă, pe la VZ-ul vin. Uite, foarte bine, dacă vin de asta. Am medii în spate, am heavy aici. De asta vă spun, heavy-ul ăsta, stați după piatra aia, da? VZ-ul de aici, stai la piatră. Arti relocat aici. Ok. Da, da. Atunci pușul nu va fi pe acolo. Sau? Ba da. Am rămas cu 7 HP, ești prost. Eu zic să mergi într-o tufă și să te mai spota, nu te mai spota. Da, să vedem ceva. Mă, și la oborul mai trebuie să vină. Sau nu. Deci au două artii. Deci asta vă spun sigur. Ok, ia așteptăm de încă. Curva dracu, cred că s-a pus acolo pentru vreți, fiți pregătiți, da? Tank nu mai ieși, lasă-i. Ori să iasă, ori pe stânga, ori pe dreapta, nici de cum pe mijloc, da? Sunt foarte bine așa. Da, stii de în cazul în care, da, fii atent, în cazul în care pușează pe aici, mediile îmi țin partea asta, da? Heavy-urile astea de aici îmi ies și ele și îmi dau cross, ăsta de aici poate să iasă, da? Astea de aici, da, poate să iasă și ele și să-mi dea în shot-uri aici, dacă vin pe aici, ăștia dau. Ăștia dau. Iolo, o clipă. Hai să spun. Aici am o presimțire proastă. Am o presimțire că aici au o duzină de tancuri. Dacă artileria și-o dus aici. Cred că aici ar fi mai bine să legi doar mouse-ul singur, să doar să spoteze și să duci VZ-urile mai departe. Să-mi duc VZ-urile aici. Bun. Aflu bun. Imediat dacă sunt multe tancuri acolo. Stați o secundă. De ce faci? Adică nu și-ar duce artileria aici dacă n-ar avea asigurată zona asta. Direct hit dacă sunt acolo. Nu sunt. Ăla era direct hit. De centru acolo. Bun, mai retrage-te un VZ, retrage-te la mijloc aici și îmi jucați de la piatră, nu de pe cuzaul ăla. Nu ne băgăm la piatră că ne suntem în plin, ne dau artileriile în plin la piatră. Aici am sunt eu, acum jucăm la elevație decât ceaba de la tunul. Ok, ok, ok. Da, poate moare artileria noastră. Auzi?
Dar mouse-ul acolo o să mai iasă sus. Uite bat, uite bat, uite bat, îl vedeți? Da. Uite bat. Bat, 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 bat. Bun, încă o shot, încă o shot. Încă bravo. Bravo, Tanconi, mâncați aș pula al matale. Gata. Ise 7, bun, bun. Vă dați, ăștia stați hold down, nu ieșiți, îi lăsați să iasă pentru cei. Medile, vreau două medi din partea asta și unul singur îmi rămâne aici. Unul singur, un object, da? Bun. STRV-ul, mută-te aici, am hold down-ul ăsta. Bravo. Bravo, hai. Shoturi, shoturi, shoturi. Din oraș. Du-te, da, eu știu. N-am nimic de pierdut. Ba, picioarele. Hai să mergi, mă mândi. Nu, 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 rămâi tu la spot. Ok. Dacă îmi au 3 minute și ceva. Da. Hai, shot-ul, 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 shot-ul. Rămâneți la fel, rămâneți la fel. Da? Uite ce proști, eu omorâm mouse-ul, bă, doamne, ești putere proști. Cine e acolo, one-shot? Reflex, unde ești? Reflex, vino tu în spate, că trec eu în locul tău. Da. Păi este, nu tu acolo și joci la prilătate. Ei, care, de ce mi-ai ieșit? De ce mi-ai murit aici? Mi-a dat permatrag, mi-a dat și artileria. Auzi, cineva să ajungă la piatră, să dea un pic de spot. Ok, a murit arte. Nu mai o să iau eu midul, o să... Calm, calm, o să iau eu midul. Nu vă ieșiți să-mi luați shot-uri, da? Nu ieșiți, reflex, îmi stai hold down în spatele lui Didud. Didud, iei fața lui reflex. Bă, oh, Tancone, da. Fugi! Mor, boss! Hai, hai! Se blochează tankul, nu, a? Nu, nu. Lucida, de ce n-ai ieșit după mine? Lan, îmi rămâi aici, da? Da, acolo sunt. Arti, faxează-n ei! Dă-i acolo, blindul, pula mea, da, dă-i! Da, am 25 secunde, am tras în escon. Bun, bravo! Dădați-le, mă, putole, Dumnezeu! Tica, tica! Bravo, bravo. Tăca, tăca. Tăca, tăca. Mi-a luat spot cu SFRF. Mișcă-te, cred că au bat. Uite, uite bat, uite bat, uite bat. Arată-mi skill-ul, arată-mi skill-ul tău. Aia. Vezi că ai... Lucică, ce faci? Hai, încă una la bat. Fiți atenți în stenga, stenga. Bat, 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 bat. Atenți aici că faci pic ăla cu 140-ul. O făcut pic, o făcut pic ăla cu 140-ul. Așa, mă. Nu mă aștept. Uite, încă trage Arti. Ba da, mă, e ok. Lan, ține-mă aici. Da. Da? Medile. Cât e scurt? Mergeți și cu medile astea care sunteți full, mergeți mai în față. Heavy-urile care aveți mai mult HP, mergeți în față. Restul rămâneți mai în spate. Lan, fii atent. Da. Ok, e ok, e ok, e ok. Mergi și tu și ajută-i pe băieți. Repede. Și ăștia de aici. Unul singur îmi rămâne aici, care are mai puțin HP. Cine? Intră pe aici, intră pe ăla. Hai, grupați-vă și mergeți. A tras Arti. Scuze. Stai Mario, stai Mario. Mergeți, mergi și cu celălalt mediu, mergi și cu celălalt mediu. Hai, lăsăm baza liberă. Doamne, ce-am dat-o de mers ăla. What the fuck? Ultimul proiectil l-am dat în pulă. Se trebuie? Da. Ce se fac? Hai, cu party, cu party. Stai că mă duc eu de party. În stânga ai zis, da? La către apă, nu? Teoretic aici trebuie să fie, da. Eu am murit un T-92 acolo la apă. Ăla era singur aici și ăsta altul avea aici, a relocat. L-o relocat pentru tine, mă. L-a relocat pentru să iei mama în cur. Asta două artilerie, cred că e 261. Intrați în cap, toată lumea încă... Mai apucăm, mai apucăm. Oricum e cu. Hai că am spotat-o eu, băieții! Băi, duceți-vă în pana mea, n-am putut să intru. Da. Sici, mă. Tăca-tăca, sau cum era? Tăca-tăca. Tăca-tăca, mă, ăla putat 2000. Nu mers, tăca-tăca. Merge, frate, normal că merge. Instinctul meu de fată mare nu mă înșeală. Băi, dar o intra blinduri. Vreo mie intra pe blind. Și pe mine. Da, hai că v-a lăsat o seară.
User disconnected from your channel. Mai avem tăca. Pe waiting. Pe waiting room sau ce? Da, da. Oh, bă, ne-a dat 2000, user left your channel. User left your channel. User left your channel. Channel switch. User joined your channel. Nu știu, frate, dar eu tot timp mie mi-e dau cârpele în pula mea și eu tot timpul trebuie să user joined your channel. Păi, ți-am zis eu, tăca e bună asta. User joined your channel. A, ce se adăuge jocul? Da. Adică erau 4 Tuzla, la și jumate. Da, da, e continuarea unei echipe. Da, e continuarea. Deci mai avem Pif, parcă juca acolo. Mai avem două bătălii, una pe Malinovka și una pe Abei cu CSA. Bă, frate, dar nu e ok, frate, poziția asta la clan. Pe cât suntem? 52. Eu văd 53. Încă nu se făcu, încă nu se făcu. Da, așa. Și nu stai că nu a intrat tăca încă, dacă intră și asta, mai crește. Da. User disconnected from your channel. Bă, un pic, undeva acolo. Cu să hie. Am luat 3000 pentru clan. Cred că pentru clan, da. Deci nu mai ies bătălii în seara asta decât două care ies continuări, nu? User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Joined your channel. Te mulțu să nu pleci, până nu știi că s-o juca și ultima luptă, să nu pleci, bine? Eh. Ah. Da, cu trolling. Da, dar dacă nu mai ies lupte, m-a pus să mă joc altceva în random. Păi stai, așteaptă. Trebuie să mi-e fie. Nu, mă, sunt că e 11 și... Bine că ai făcut acum, dar și ceva. După am făcut acum când am făcut toată săptămâna. 2100, deci 2000 am jucat săptămâna asta, am făcut 1000 până astăzi. Deci gândește-te, azi am luat 2000, deci am jucat ieri 2000, nu, ieri am jucat un meci care s-a anulat. Și în rest am jucat 5 meci săptămâna asta și am primit 1000 și ceva de puncte. Și numai un meci acum, azi am jucat al treilea meci azi. La mine al patrulea te-am făcut, ha ha ha. Da, da. Unul l-am jucat așa la Caterinca că ăla trebuia să plecăm imediat și unul l-am câștigat. Deci am câștigat două meci și unul l-am pierdut. E ok. E bun, mă, suntem boși, ce vorbești? Ce bă, efectivitate, nu? Cu 3 meciuri, 2500 de puncte, ce vrei? E bun. Corect, nu? Noi avem 3 teritorii, nu? Sau 4? Cred că 4 avem acum. A, nu mai am dat, am avut 10. Am avut 17 în ultimul stage și al doilea stage, adică. Da. Dar știi cum se pune și punctele de pe primul stage și pe al doilea stage se adună la urmă. Deci nu o să rămână așa clar, numai trebuie să nu cădem mai tare în jos. Da, mă, dar tu crezi că celelalte claruri ce crezi că au dormit? Păi nu, nu, dar vreau să zic, dacă chiar suntem pe locul 30-40, ne se adună punctele de pe primele stagii, știi? Da. Noi suntem pe 34, mă. Nu, 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 că nu e bine cum... Pe 5-3 suntem acum. Pe 5-3. Nu s-au adaptat sus acum, uite, dacă uite-te acum să vezi. Dă-ți un refresh. Păi acum, eu acum am intrat pe asta. 5-3. Nu, că nu s-au adaptat încă. Dar și 5 se face totdeauna, la 10 și 5, 11 și 5, 12 și 5. Să vezi? Da, la 12 și 5. S-a apărut o lupte. Cine e? A cui aia? Nu-i Tuzla, nu-i a noastră Tuzla. E plină Tuzla. E full option, nu? Nu mă, tu-ți l-au luat doar cineva. E pif. E pif. Câștigat asta cu CSAO sau ce? Dacă aia cu CSAO se joacă, mă. Aia l-a și un sfert a început. Da, aia l-a și un sfert a început. Bărbat. A, dar pierdură pe aia cu extra. Extra aia, nu cu defense, parcă cu defense extra aia. Uite, pe RDT ăștia am bătut de două ori.
Ceea ce e foarte ok. Pierdere, defense-ul ăla, bă, a pierdut defense-ul ăla, nu, ăia, bă. A fost, ăștia cu RDT-ul a fost un defense, ne-au atacat de pe noi și un, a fost un atac. Și mi se pare că e continuarea care o au acum cu ăștia cu Tfuku. Tfuk? Microphone da, muted. Da, bă, măcar am câștigat o luptă seara asta, deci tot nu a fost degeaba. Așa că băieți, o zi na soară. Noi câștigăm un teritoriu de la RDT, da? Și pierdurăm unul. Dacă nu mă înșel, mai ești și zile na soare. Meciul la PVZ versus XRA, ăla cu defense. Sperăm în zile mai bune. 4 teritorii aici. Și am avut 3. Păi cred că teritoriul se actualizează imediat. Dar clanul încă nu, mi-e măratul că nu știu. La și 5 normal știu că se actualizează după una. Da. Asta a fost tot la făcuire. Deci oricum, primii 5.000 sau 6.000 și așa și așa și camuflajul, deci clar. Primii 2.000 iau tancul sigur? Primii 11.000 iau tancul sigur. Nu mă refer fără bonduri. Nu există faza aia, nu mai există faza aia. Trebuie bonduri în orice caz. Numai că primii, faci tot mai multe bonduri, deci primii, de exemplu, ai 850, 1000, dar mai, oricum mai mult de 1000 nu poți să ai. Deci 1000 ori pe ce loc e clanul, deci momentan suntem pe locul 5, deci pe locul 53 ori 5, 1000 ori 5, ai 5000 de bonduri, stă la sfârșit, înțelegi? Și tank, cât e? Optim? Tank e 4000? Da. 4000, da, deci de exemplu, dacă tu ești pe locul 6, 60, deci ești pe locul 6000. Acolo sunt 500. Mă, ca să fie o marșă de eroare, trebuie să ai și undeva la 1000 de bonduri în garaj. Exact, cel mai rău caz dacă ca să ai tancul asigurat, în sensul să ce se mai pe ce loc se clasează clanul, cu ce mai ai tu de pe poziția ta, să fii sigur că ai bondurile alea 4000 să ții tank. În cazul în care chiar dacă nu ai bondurile alea 4000, zici, mai trebuie încă 5-600, ai timp. Deci dacă ianuarie, clanul nostru cel mai rău caz. Februarie până când? Să faci bonduri. Loc 100, 100 vine ori 4. Da? Deci dacă tu ești între 6.000 și ai să zicem 5-600 de bounduri din alea, ori 4, îți mai trebuie și 1500 să le ai, știi? Dar nu cred că ești pe loc 100, da? Nici 300 n-am. N-ai nici 300? Păi trebuie să dai cu zicare atunci. Da, știu. Mai bagă, mai bagă 100 într-o seară. Ai timp că până în 15 ianuarie poți să-ți iei tancul. Deci și din și după ce se termină campania, bagă iar în penile alea unde poți să-ți faci, știi? Bă, 30 versus 30. Da, în penile așa. Și joci 5-6 meciuri și acolo poți să faci mai multe, știi? Da, poți să dau să joc doar așa? Nu, 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 nu. E doar opțiune ca și encounter sau assault. Adică ai posibilitate undeva la vreo 5 meciuri cel puțin unul să joace Grand Battle, dacă nu mai multe. Sau un Pluton cred că se joacă chiar destul de bine. Probabil. Pluton Tier 10, evident. Hai, ne auzim mâine seara, salut. Ciao. User disconnected from your channel. User left your channel. Da. Ce am făcut o dată aici, dar
Mai bine mă retrag eu în spate, că nu... Doamne, mai puteți sta în spate, frate. Jac, pe zici full HP, ce dracu faci, nebunule? Jac, pe zici full HP. User left your channel. Incredibil. Tu joc pe zi să stai acolo, frate, că o să-ți fac eu spot, tembelule. Doamne, dar zici că e seara proștilor, mă. Zici că ești prostul, serii. Numai tu meci-o de-astea îndată. Și parcă-i... Se-mi baia piciorul. Nu știu. Tot astăzi. Zici că... Zici că nu știu juca. Sau ceva, nu știu. Deci nu mă pădos le fac, frate. Channel switched. Hai, aici facem mai bine. Microphone activated. N-avem artilerie, cel puțin să putem sta liniștiți. Vreau să spunem, au un Baciat, au un VZ-132. Ce mai au? Au o Skoda care ar fi destul de rapid, dar nu suficient, cred. Nu o stau bine acolo. N-am niciun rol dacă rămân acolo, trebuie să mă relochez acolo. Baci atunci n-am micare avantaj în fața mea pentru că are tufele.
Băi, zici că e făcătura astăzi, mă, nu se lipește nimic. Să mor dacă înțeleg ceva din jocul ăsta astăzi. Și pe cuvânt dacă... L-au lăsat pe ăla, lăsa-te pe loc. Uite că sniper avem. Măi, lăsa-te pe loc și trecea în mine. Trebuie să moră în 3 secunde ăla, trebuie să cadă jos în câteva secunde. Mai cred că renunț pentru azi. Deci nu ceva nu e în regulă cu mine, nu știu. Cum? Da, nu știu. Dracu să mor cu bacea ta cu 0 damage, frate. Și că este ceva nu de la D3STVN8. Poziționez prost, iau cele mai proaste decizii. Nu știu. Oh my god, man, zici că-s ceva retardat. Azi nu m-a și-am jucat, nu m-a și-am jucat. Hai, mai meci un care ne revenim și încep să fac câte 5.000 de meci. Ce căutam eu acolo în primul rând cu bacea tu să trag în TV-ul ăla? Trebuie să-mi dau seama că-s potat sau că sperma spotit sau ceva. Da. Mă, fete ala, frate, îmi vede colțul și mi-a snipește de acolo. The fuck, dude? Super sniper. Am gândit-o că Arti mă iubește.
Doamne feri. Artilerie, viața mea. Ia să-l băgăm noi tupa aia pe linia roșie, să vedem dacă o joc pe zi. Are un Macrici unul ăla, frate. Vezi că o să pierdem și pe asta. A, n-am shot-uri pe aia acolo și dacă iau aia partea aia, deja e nasol. Fapt, așa o lua partea aia. Depărtez de aici, frate. Te voi va spota când vor ieși, teoretic. Mă sunt între singur joc pe zeu pe... Aoleu, T95 pe mijloc. N-arte bine loc. Noi avem superioritate în oraș și tot murim în oraș. Este mai mult decât interesant. Băi, dar ce e astăzi? Mâncați-aș gura ta. Ziua mortului. Numai așa mi-a mers toată ziua. Nici mai aveam unde să mă retrag.
Pentru că m-am bazat pe spotul celor de la mijloc de acolo. Normal, defeat, defeat, pe linie, toate sunt defeat. Toate sunt defeat. Nu ne-a mers nimic, fraților, astăzi am avut o zi neagră. Post, doliu, negru, cum vreți voi. Nici în Clan Wars, nici în... O singură bătălie am câștigat în Clan Wars de vreo 4-5 câte am jucat. Bine că a fost un defense, măcar. Știi ce? Că vreau să joc budget. Nu, TVP-ul, că n-am jucat TVP astăzi. Hai să jucăm TVP. Mai schimbăm în tankuri, poate avem noroc, poate se lipește cea și de noi. Foarte bună. Sigur, artillerii, chiar decent. Da, ia să vedem ce avem noi în echipa adversă acolo. Avem artillerii, avem două, ca și FV-ul, trei, că sunt două FV-uri la pluton. Aia, dacă fac focus, tempa. Dar oricum mă duc să dau primul clip aici la tufă când traversează ei. Dacă aș prinde un FV de ala, ar fi super. Iedeme. Ok, partea stânga nu vine nimeni, ba nu, se relochează băieții, ok. Ok, mă spătează oare? Probabil că da. Peatul nu-i prea departe ca să-l văd. Arta, bun, până aici e bine. Dar nu avem spot, că nu mai scoate, asta nu mai scoate capul rău, acum de frică. Ok, cred că, deci, aia atacă partea cealaltă, cred că putem înainta un pic spre mijloc aici. Hai să ne lăsăm întâi să încărcăm. Pe-aia, n-avem shot pe el. N-avem că e hold down. E mort oricum, băiatu. Ce dragă mi ești tu mie, zdreanță. Hai să stăm jos până încărcăm și după aia de aici la mijloc putem lucra un pic cu ei. Am fi avut shot-uri acolo când se urca la, uite ce shot-uri clare avem acolo de... Se rupem pe aia, dar... Încărcăm. Aleo. De casa asta. Fuck my life.
Jesus Christ. Ce i-a dat ăla la frate? Hai că asta n-a fost rău. Mă făcut cea misiune. Și 150.000 cred. Bune și a... Bă, băiatul, ce vorbești? Merge treaba. Merge treaba. 150.000 de credite pe misiunea aia am făcut că aveam de... Era făcută de fapt misiunea, dar aveam de făcut doar să fie cu noruri. Pam, pam. Ok, aici ia să mă gândesc, trebuie să facem noi defense. Pe partea asta n-am ce căuta, că vor fi multe TD-uri pe partea aia la snipe acolo, la K4, K5, vor sta ca de simțiții să dea snipe spre partea asta, deci trebuie să mă duc dincolo. Ok, băieți, ce vreți voi să vedeți în afară de minunea mea de TVP? Dacă toți sunteți pe aici și nu aveți somn nici voi. Ia să vedem. Ok, doar artilerii alea mă îngrijorează. Jesus, ce ai făcut? Pe bune! Da, pe bune. Deci, băieți învățători de minte, nu vă bazați pe echipă, stați la snipe-ul TVP-ul, așteptați să vă vină timpul și după aia știți cum am făcut meciul trecut. Deci nu mai jucați agresiv cu TVP-ul decât dacă aveți echipă și aveți backup. Dacă ăla iese pe stadeal în câmpul liber și mă fecundează în halul ăsta, apoi... Ia să jucăm T62, hai să jucăm T62, băieți. Am 1120 de bonduri de alea. Nu am activat lupta 30x30, acolo facem multe, din câte îmi ziceau băieții, 15x20, 30x lupte, poate chiar mai multe. Pentru cei care vreți să intrați în tank și nu aveți bonduri. Dar v-a clasat în primii 11.000, vorba aia. Oricum aveți timp până în ianuarie, după ce se încheie campania, să faceți rost de alea 4.000 de bonduri, deci se poate face. Hai mă, ce nu găsește lupta? Mă, multă lume fuge de T62, dar dacă pui la hold-down, chiar faci treabă cu el. E impenetrabil la hold-down. Doar heiurile îl pot deranja, în rest nimic. Mă, nu văd niciun român, sincer.
Oricum merg pe dreapta, sper să vină cineva pe dreapta, să nu rămân singur în partea aia. Nu am ce cu tanul orar, să mă bat cu Type 5 Heavy, cu ce dragă voi acolo, cu E100, cu IS7, cu dalea, da, mă bat, hai de mă buscă. Și high roll îmi dă la 370. Hituri. M-am gândit eu că cea nu-i regula. De unul am scăpat. Au murit prea repede de lângă noi. Hai să mergem cu Leopardo, că-mi place Leopardo, nu? Nu știu ce, dar am început să-mi placă din nou. Când l-am vândut, când mă gândesc că l-am vândut, pentru că nu penetram cu el, nu nimeream cu el, nu știu ce, nu merge atunci. E, acum după ce l-am luat înapoi, parcă merge mai bine deja, parcă e altceva. Merge cum ar trebui să meargă, cum e schis părtie, adică dacă lovește, îl penetrezi sau shot-ul se duce unde trebuie să se ducă. Dacă l-am luat, parcă, nu știu, ori trăgeam eu bine cu el, dar mergea aiure, era de tot. M-am enervat, am făcut un rage sell de ăla într-o seară, ja, la market cu el. Salt și asta. Yeah, Jesus fuck man. Oricum o să stăm în spate pe la sniper, meciul.
M-a prins spiritul Crăciunului. Merry, Merry Christmas. Very Merry Christmas to everybody. Ia să văd așa, spiritul Crăciunului, pe cine trosnesc eu prim acolo? Aproape că l-am nimerit pe ăla. E frică să nu-mi iau shot-uri de aici din stânga, sincer. Dacă întârziem prea mult pe partea aia. Chat-ul m-a spătat, trebuie să mă retrag un pic. Very Merry Christmas, motherfuckers! Un pic, dacă ieșea mai sus, îl pot rozni pe vărul Sandel. Ah. Prea mulți acolo jos, nu pot să fac nimic, frate, de ei. De cum pierde-i noștri HP, man? Jesus, de unde să duc shot-urile mele? Mâncați aș gură tare, șmecher. Ăla sigur a intrat. Ăla sigur a intrat. În T62, zic. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Doamne, feri. Nu văd nici grillul, nici 260-ul.
Mi-se 4000, toată lumea campează meciul ăsta, frate. Nimeni nu vrea să riște. Păi nu o să mă duc eu în față să risc eu cu... Ăla a stat pe mine tot meciul, ești nebun acolo. Și-a dat cu heuri. Ok, acum trebuie să mă mut E4-ul pe partea asta. O să împingă mea tab-urile alea spre 100-le nostru. Cred. Da, va fi draw. Se va încheia draw pentru că nimeni nu vrea să riște, nimeni vrea să-și asume un risc și eu n-am de gând oricum. Ce meci ai, Iurea? Eu sunt 2000 și toată lumea pe campare, maximă. E draw 100%, că nu mai avem ce, nu mai are ce să se întâmple aici. Hai să mor tu. Kramwagen, ce faci, iubire? Salut, Light, salut. Doamne, prost este acum. Domoară-mă, doamne, fer. G.
Ce faci, Mario? Ceva light? Din poziția mea era 5, dacă vezi că dai bounce. Păi bagi un hit, frate, că mai era one shot, nu riști. Îi dai. Știi? Îi dai, bagi un hit și dai. Ai terminat cu CV-ul? Mamă, ce zi, până asta am avut la Claul, sunt singur meci am câștigat, cel puțin în echipele în care am prins eu. Unul singur. Bine, a fost un defense, am luat 2000 de puncte pe măcar atâta, dar restul toate le-am pierdut, toate. În random am jucat ca o... Nu știu, ca o franzelă uscată am jucat, nu știu cum să zic, deci nici... Dracu, nici cal, nici măgar, un fel de... ștruțo măgar am fost azi, nici... Rău n-am jucat nici bine. Am fost chiar că să nu jucăs prost, dar nici să nu fiu bine. A fost un fel de, nu știu, ceva. Nu dau seama ce a fost azi. Du-te, mă, să mor tu, cum să-ți dau pe lângă din poziția aia, mâncați-aș gura ta. Ce e aici la colțul ăsta vesel? Pe deal prea puțin. Hai, du-te, ești tu, scoate-te capul. Dacă ești așa de voinic. Oricum avem super mulți oameni pe deal. Și noi tot n-am câștigat dealul încă. Mamă, ce și-a furat ăla cum a urcat acum, am purit instant. Man, dar lovești ceva și de asta, șeful. Lovim și noi ceva?
L-am prins până la urmă pe bandit. Mi se potrivește tankul ăsta, de ce nu? De ce nu mi se potrivește, man? Cum să nu mi se potrivească? E un tank frumos. Da, mai este unul. Doamne, ce loser. Ce loser. Să am crezut că e gata, că e ultimul. Hai, mă. Da, olea. Nu mai apuc la el. Dacă vedem acolo unde e acolo centurionul, dădeam și eu un shot. Mai dădeam și eu un 300 de damage ca băiat. Am crezut că e gata match-ul. De ce zici, like, că mi se potrivește mie tankul ăsta? E un tank șmecher. Toată lumea întreabă cum e tankul, cum e tankul. Băi, bun. E fain, e jucabil. Mă gândeam că nu e la fel de bun ca nu știu ce tank, dar fiecare e cu preferințele lui. Mie îmi place unul. Ce să zic. Uite, 9 bonduri. Puțin tail damage, asta este. Mă, să ne chinuim să mă luăm al doilea Gunmar pe ăsta. M-am chinuit într-o vreme, dar mă disperă tunul ăla, că nu dă, frate. 70, hai să ne chinuim să luăm. Al doilea Gunmar, Jesus, fuck. Opa, exit. Deci mă disperă că... Man, așa să joacă tankul ăla, dar ai văzut ce potențial are tankul ăla, adică... Cu toate mediile ar trebui să stai mai pe la snipe și să lași heavy-le să bată între ele și tu să fii un fel de tank de suport, până la urmă. Că joc eu prea agresiv, e partea a doua, așa e stilul meu de joc și că m-am pierdut am din cauza lui, dar... Tankul ăla te obligă să stai pe fundul tău. Cum ar trebui să faci și cu TVP-ul și cu bacetul. Dai spot, dacă nu poți da spot, stai liniștit, aștepți până prinzi unul la jumate HP sau până te poți băga între ei, dar nu... E, cam toate mediile ar trebui să fie așa, mai puțin alea rusești care au ture la tare și poți să te bazezi, stai la un cooldown, un ceva, dar... Ia zi-mi, ce sfat are QB pentru începător, că eu sunt începător.
Asta n-am înțeles-o. QB, el știe ce zice, na. Na, streamer mare, e profesionist, ce vrei, luați-vă după el. QB, learn the camper. Camparescu de QB. El cu orice joacă, el joacă pe linia din spate. Adică așa e stilul lui. Așa ajunge să facă tone de damage și să... Că altfel... I-ar fi un pic mai greuț lui. Mergem la spot, degeaba ne punem aici la snipe. Frumos rol, 426, a? Pe turnul ăsta, ce ziceți? Ce te-ai băgat pe acolo, prietene? Da, te-ai dus la dracu. Auleu, se te reveu mic ce ești. Auleu, flăcările mă chinuiesc.
să înaintez un pic oare? Știu să iasă grillul ăla, să mai dau una în carbaștan. Este muistul ăla de grill acolo. E prins, mai gata, e mort, nu mai are unde scăpa de acolo. Type 5 Chevy, oare am view range până acolo să-l văd? Că trebuie să fie capul la afară, da. Da, prietene, hai încoace. Știu că vrei să mă prinzi, dar doar de pulă dacă vrei să mă prinzi. Da, cam atât. Da, nu mă mai enervez. Calm, imagini mărunt pe papagali. Nu mai duc primul să mor, să fac, las pe alții să mor, eu zic cum mor, eu sunt încă full HP, mai am loc de făcut damage aici. Am ratat shot-ul pe 100, că era kill-ul meu, da. Asta este. Trebuie să-l chemi pe Quickie Baby să mă învețe și pe mine cum să stau departe de echipa mea, să fac shot damage-ul lui, nu? Oare mă învață și pe mine dacă îi trimit un mesaj privat, ce ești light? Ce ești mare-o? Să-mi dea și mie... Uite, o boundary, yes! Ai văzut? Încep să prind deja, încep să prind, încep să prind stilul lui QB, deci... Îi pe drumul cel bun. Eu v-am zis că am potențial. Voi nu mă credeți. Eu v-am zis că am potențial. Eu sunt ca o șampanie nedesfăcută, știi? Te uiți la ea, băi, un litru de șampanie și dacă o giți așa tare și când o desfaci, zboară tot acasă, știi? Așa sunt eu. Lumea zice că, bă, băiatul să nu știe, dar uite ce potențial am de sniper, de camper, de bushwhacker. Ha? N-ați crezut. Mâine, poi mâine și încă ceva, băiți, toți cei care sunteți aici pe chat, dacă aveți cumva ziceți, dacă aveți cumva, eu știu, vreun meci bun care vreți să vi-l pun pe YouTube, cu cea mai mare plăcere. Orice replay care considerați voi că e așa, îmi trimiteți frumos un mesaj privat, le citesc pe toate, comunicăm, îl dați, vi-l filmez, vi-l pun pe YouTube, nu contează ce tier-ei, mai să nu fie tier 1 și 2.
am tier 5 în sus. Dacă e un meci care merită văzut și vreți să-l vadă lumea, cu cea mai mare plăcere. Și numai vouă, dacă aveți prieteni sau cineva din clan sau care vor, la toată lumea. Fără... Oh, harta frumoasă. Ești cu mare drag. Chiar ar lezi niște replay-uri după canalul ăsta, așa că... Eu nu o să mă prind să mi le pun pe mele, că voi le vedeți live, așa că n-ar să le refilmez de nou. Dar pe ale voastre care vorba, nu le vede nimeni, le putem pune, băieți. Auzi, Light, dacă ai ceva, dai un mesaj, schimbă Twitch, schimbă ceva. Te fac vestit, mă, Light, cum așa? Bine, m-a prins mâine un match bun, ceva, eu știu, prins un match cu T57, cu 7000 damage. Trimite-mi-l. A doua zi sau în ziua, dacă-s liber, îl filmez, bă, că nu-mi ia mult să-l fac, să-l rezolv. Uite pe cum să cită acolo, stați că vine Brolin la voi, prietenași. Nu vă agitați prea tare, că vine tata Brolin să vă fecundeze. Bă, dar Lorenul m-a pedrează pe mine la holdown. Și asta mă penetrează, te dracu, cum am dat? Toată lumea mă penetrează. Iar l-am dat bounce la ăla. A treia oare cu noroc. Nu l-am omorât eu, tot bounce-i am dat, așa-i? Bounce și în ăsta, hai să mor tu, toată lumea dau bounce? Chiar nimeni nu vrea să fie penetrat de Broly? Ce se întâmplă, bă? Mă bounce-o dau. Ce se întâmplă, oameni buni? Ce se întâmplă, oameni buni? Am rău targetul ăsta, frate.
What? Am uitat de... Du-te la furat. Echipa mea de camper trebuie să-i omoră pe toți, frate. Nice, aia era de pus. Uite la camperii ăștia norociți full HP, Doamne Dumnezeule! Mi-am făcut 3 kg, 4 kg am făcut, ce pula, cât vrea să mai omor eu. Toți. Dacă bura pe IS-7 câștiga meciul. M-am uitat de aia de la snipe. Hai că-s curios să câștigă oare meciul sau camperii mei vor pierde. Trezei full HP, Krill full HP, Scorpion full HP. Aia nici n-au ieșit în bază, tot meciul. Haideți fraților să mergem, haideți fraților să mergem. Raza soarelui. Petarde să culegem. Asta cred că e AFK, că s-a tot mai aici. Ba nu, că se mișcă, respiră, numai atât că e prost. Captain Shedfuck Tuse, cur, prost. Nu înțeleg pe ăsta, ce dracu mai așteaptă când vede că nu-i nimeni. Interesant meci, ciudat, un interesant, de fapt. Prost e grillul ăsta, Dumnezeule mare. Iisuse, cât de prost e. V-ați văzut ce a făcut ăla, grillul? A ieșit și de pe lângă, din 3 metri. Prost e grillul ăla, incredibil.
Și acum, asta stă pe loc ca să-l fie farmat, fii atent. Bună mișcare. Bună mișcare la host, să fie farmat, stă pe loc. Dacă boi e slabă, mai bun. Dacă nu mă mori acolo scout ăla, sniperul ăla, zi, TD-ul ăla lor din bază, mai făceam vreo 2000 de damage cel puțin aici. Luam ammo. De fapt și așa l-am luat. Și am făcut 200 de credite, lucru foarte bun. Am făcut 500 de credite sau 200 sau câte am făcut. Eu sunt mulțumit. Mai dau încă vreo 6000 de meciuri, așa mi-au un tier 10. Bă, măcar n-am pierdut. Atâtea artilerii, bă, oleo, frate. Dar parcă tot, fiindcă aveau multe TD-uri, parcă m-aș duce în oraș. Am un vezeu. Man, putem încerca. Strianța de artilerie mi-a dat-o. Bună idee. T54 mod, foarte bună. Doamne ferie.
Trutați lorii pe mijloc, bă, băiatule, ești nebun la cap. Trutați lorii pe mijloc, cine? Nu-ți puteți nimeni mijlocul ăla. Răptii patru, nu ce să mai... Ne chinuim noi. N-am avut cu cine să mă lupt meciul ăsta. N-am avut echipă. Care TSU o să zim ce TSU ai tu? Tu ce clan ești mare, că nu mai știu. User joined your channel. Lucica, hai noroc. Zi Lucica. Vezi că apare acum un defens iar ar trebui să te muți pe echipa 2. Și am loc? La pif? De-aia trebuie să ți se facă loc. Eu nu știu. Channel switched. Că o să nu știi napoletanul, cântărețul de rock al Franței care îl plânge toți acum. Frate, în afară de Nicolae Guțu nu știu altceva, rog. Te ești bună, de... bună asta, bună, Nicol, bună, bună asta. Bă, dar până să plece, bă, până să plece, Iolo nu zicea niciunul nimic, de frică, a? Nu, ascultam muzică. User joined your channel. Ascultam manele, n-a zis că ascultam Nicolae Guță. Ce, ai ceva cu Nicolae Guță, mă? Cu salvatorul nostru, mă? O să se predea la școală, mă, în manuale alternative. Așa că vă rog. Păi nu știu, un loc de manual de sport, mai bine iau. Opțional o să fie. Nu, în loc de manualul de sport, bară, educație fizică, mai bine unul din ăsta în până. Este manual de sport? Da. Da. Pe bune, există manual de sport? N-ai văzut toate mimeuri, meme. Bă, iau, și ce am auzit că să bagi ăștia de la Ceva la hârtie genică instrucțiuni cum să te folosești de ea, mai nou. Da. Așa mă, serios. Că... Manual de sport, clasa 5-a, aberațiile din manual. Ia uite bă că există manual de sport. Da, am râs foarte bine și mă bucur că am terminat să nu prind asemenea. Dacă bă, dar dacă proful, asta... bă, da, de exemplu, pentru nota 10, dacă nu zice proful care baremul, de unde îl știi tu, mă? Ce baremul? Mă, mâncați baremul de note, mă, la sport.
Da, hai să poate să-ți arate, nu? Ți-l arată. Ți-l arată, dar proful poate să fie șmecher și să spună 5 că așa vrea mușcă lui. Mă, ca și atâta vreme cât trec ce-mi pasă. Adică ce? Mă rog, eu nu prea eram marele sportiv, alergam. Da, mă, dar tu n-ai prins în pula mea, tu n-ai prins să dai bacul la sport, aia e problema. M-am aplecat azi, frate, în leg și retul și mi-a rupt 3 coaste, lasă-mă pace. Nu înțelegi ce înseamnă lene, acelișa. Da, mă, spune că ți-ai scos 3 coaste, că te înțelegem toți. Dar știi că Napolitan se pune în curs să legi la șiretul care e oasă în burtă. Te apropii de adevăr. Nu, hai că v-am lăsat, ceau. Da, Dumnezeu. Du-te na. La fă zi gut. User disconnected from your channel. Nu mai, bă, Napolitan, nu mai trește Hitler în puii mei să facă săpun din tine. Dar nu-i bun de săpun ăsta. Nu că e râge, da? Da, e străcat, ce se mai gata. Dacă lui Lens să legi la șiretor, tu îți dai seama că într-o să pișe, să de scoate șlițul, păi cred că tot pișate și pe tine non-stop. Și că, care e diferența dintre un evreu și o pizza? Dintre ce? Dintre un evreu și o pizza. Care? Evreu ăsta, cum zice, pizza nu zgârie cuptorul. Da, auzi, dar care e diferența dintre o pizza și o blondă? Pizza o poți comanda și fără ciuperci, știi? Da, o știam altfel. Mai încerca cineva gluma asta acum câteva seri și nu i-a ieșit. Așa cum i-a ieșit? Cum i-a ieșit? Foarte rău. Nu prea ori să bă, dar care e diferența, adică asemănarea dintre un sutien și istorie? Aoleu, zi. Amândouă deformează realitatea. Bine. Amândouă deformează realitatea, mai ales dacă ești trecut de 50 de ani, a? Sunt trecută de 50. Clar. Vezi că tu vreau că nu scoate sutienul că își parge ceașca de cafea după masă. BUM! Pule. Pule mea, ce să faci după vârstă? Mai ieși pe pană. Merg, frate, vinzi frigiderul, plasma și pui niște silicone. Stai că-ți dau cu astea cu pană. Stai că era. Ia uitați-vă la asta, că e penală. Bă, a apărut lupta. Aaa, știu, când își... când îl pune pe ăla să zică... De... ăla e nebun! Degeaba! De ce faci tu mie asta? De ce? Doamne, că eu n-am greșit cu nimic, doamne! Să rămân orb la tine, regeam! Ce? E nebun ăsta, Tony ăsta. Doamne, nu mai viu la tine la emisiune. Nu mai viu. Nu mai vii, nu? Eu îți spun că vine Laura Andrejan și apare fiera. Viu, mâine viu și rămân aici. Așa, da? E, ți-ai mai revenit? Încep să revin. Ia. O pic a fost în ceasul ăla. Da-te până la final. E? Și cu banii alumnița aia, ci pe păsănișorul ei. Și al încă vreo 300 de bărbați. Da, doamnelor și domnilor, după cum vedeți, mai avem vreo fotografie, ceva? Ia, încă una? Ia să mai vedem. A avut pană! A avut pană să ne bunezi, dacă nu uite. E pe jantă, e pe jantă cu țâțele, pe jantă, uite!
Pajadă de la firma, mă rog. Da, pajadă de sărac, acum e și mașină, bătea vântul sau care e. E mers pe motocicletă, că nu-mi dau seama. Îți dai seama dacă bătea vântul de față, că-i fluturau pe spate? Apare, dar apare ca defens și programat. Când se culcă, pune una sub cas, pune să învelește. Nu, dar era mică. Iar le aruncă capularul, știu ce fac. Vorbire și o să nu. Nu mă, o bătut... Când dădea la copil, să-ți ieșea copilul cu tot afară în grădină, îți dai seama. Mamă, să nu treci strada cu ea, că mă nebun că trebuie. Să nu treci strada cu ea, că treci cetirul. Mamă, îți dai seama, 3-4 găleți de lapte pe zi și dădea. Aoleu. A lucrat cu literal, geamaturi, știi? Una am Costine și una Mamaia, știi? Fac și ea sunt ca a mea. Ah, eu nu mai fiu des. Bă, că mi-a rău 8 arte. Mm. Bă, v-am zis că mi-a plăcut ce răspunsuri mi-au dat pe ăștia din Teos. Mm. Le-am scris la aia 2 cu arte. Simțit, mă, să-mi bag cu cer educație. V-au spus că a fost o surpriză foarte plăcută. Ei s-au râs și nu le venea să creadă că și-au luat bătaie de la 8 arte. Serios, a zis că bravo, ați adus ceva nostim în World of Tanks, vreți? În campania asta. Nu puteau, da, bravo. Vreți că pentru asta, asta îi face să joace World of Tanks, să întâmple și chestii de astea. Să mori și a zis bravo. Ne bucurăm că ne-ați bătut în modul ăla. Ne-ați umilit. Deci ei se bucurau că a fost umiliți? Da, bă, deci. S-au deci oamenii. Dacă erau românuri, lui, băgă-mi ești, deci, bă, Teos, player de 2200 V9, mă, media, poți, înțelegi totuși. Da, mă, educați, și am zis eu, bă, vă mulțumesc pentru fair play și pentru răspuns, mă așteptam era să mă înjurați. Era dacus acum, frate, era pe formă, românurile, campează cu heavy-urile, votați PSD. Le-am mulțumit pentru așa, că e un simplu joc. Asta a fost. Mă rog, e un joc de căcat, dar e simplu, da. Nu, da, închipă-ți noi românii cum am făcut. Românurile, he-he. Aia e. Poate să spun aia napolitană. Păi napolitană deja le-a dragi când îi dă artilere în cap, nu mai multe. Dă-mi 8. Dacă eram eu ăla cu baciatul de sus, bă, eu îmi vindeam bacia de sus. Timp, deci început, m-am enervat eu, mă. Asta, da, taci, bă, un pic. A început napolitană să facă rage quit, de când l-a amenințat că-l dă afară. A început să facă rage quit pe taste. Cine, mă? Îi zice, bacia îi zice, oare, Tsunami, zice, da, taci în pula mea. Gata. Doar gândeam. Nu, mă, nu, cine mi-a zis, nu, mi-a zis azi, taci, știi, dacă pula, cum pot să tac dacă scriu, adică, like, what the fuck. Stau, mă? Da, el făcea rage quit, păi mi-ai scris. Disconnected. Da, nu mai stau niciun clown, bă, e prea târziu. Bine, mai dau meci 2-3 cu voi și mă retrag și eu după aia, să vedem ce n-am jucat noi seara asta. Aoleu, ăsta e cam un tier nou care trebuie să-l joc. Uite, mă, ăsta. N-are vopsea. Hai să-i pune și vopsea, băieți. Aia, dacă mai jucăm mâine la Clowns, nu mai stau la ora asta. E târziu, voi poate n-aveți chef. Vă țin pe voi aici, în expectativ așa. Hai să vedem 2-3 meciuri, să vedem. Cât e ceasă? E cam târziu, așa-i? Aoleu, e ora 1. Chica, keep the friendly base secure or destroy all enemy vehicles. Deci trebuie să campăm ca niște șmecheri. E un lucru care nu e așa greu în tankul ăsta. Hai să găsim o poziție de campat.
Ah, cum a ratat. Hai că mă urc sus aici la clădire, că de aici văd că n-am niciun shop, nimic. E făcut arti counter la noastră, bă, băiatule. Doamne, cum ți-ai ricoșel ăla, mă? Ba, o să-mi vezi, Dumnezeule! Ce se întâmplă mai astăzi, băieți? Băi, băieți. Mamă, ce-i cu tusa asta, frate? Artilerie, mâncați-aș gura ta. Da. Echipa păcii. Ăsta full HP stătea și nu făcea nimic, lăsa pe la să mă moare. Doamne feri. Scorpion, ai fost degeaba. Da, mai este ce, hai să încheiem pe seara asta, că ajunge, eu zic, e suficient, e ora 1, suntem de 3 ore și online. Mâine o să începem mai devreme. O să fie un stream înainte de Clan Wars, o să-l țin și pe timpul Clan Wars-ului. Să vedem cât îl putem duce.
Băieți, iubă, urez o seară bună și ne auzim mâine.